Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Cum v-am spus în vlogul trecut, Linomobilul este, adică a fost de vânzare, a fost vândut și astăzi o să vă prezint noul Linomobil. Sunt curios câți dintre voi ați ghicit marca mașinii pe care mi-o doream și pe care oricum am luat-o cumva, nu că fără să vreau, dar surpriză pentru mine, pentru că nu m-aș fi gândit niciodată că o să-mi iau o mașină cabrio. Vă prezint noul Linomobil bun și îmbunătățit și extra șmecherit și extra ce vreți voi. Ta-da! Nu vă speriați pentru că numele momentan de matriculare sunt... încă nu sunt gata ale mele, o să fie tot cu lui neprobabil. Hai să vorbim puțin despre Linomobil, dar nu pe aici că nu-mi cap. Stai așa, îl deschidem. Ce-am puțin aici? Până și încă nici n-am învățat cheia de la mașină, ca să înțelegeți. Eu încă nu... nu sunt obișnuit cu butoarele de pe cheia nouă. Cum se face frumos pachet AMG exterior, pachet AMG interior. Portbagajul, desigur, este strict pentru un ghiozdan și o sticlă de apă, dar asta este, nu-i nimic. Este o mașină cabrio, este o mașină sport. Puteți vedea detaliile, frumos. Jantele astea frumoase pe 19 AMG. Ce se aude așa? La mașină. Nu-mi dau seama ce se aude, dar ia. Fierbe mașina de la căldură, doamne jurnă, este foarte cald. Hai să ne decapătăm puțin și să vorbim despre mașină. Are altă prestanță mașina asta când mergi cu ea, altă. Hai să ne decapătăm, să vedem. Nu se compară nimic cu o mașină decapotabilă. Vara bate soarele frumos, stai așa că nu știu să durează o lună, cam așa. Și stai așa că l-am terminat în spate. Uiți. Stai așa să vedem ce l-am spate. Mă rog, frumos, parcat, stau puțin de treaba. Hai să vorbim puțin de, cum ziceam, că nu știu, butoanele, cum trebuie. Ia-te un pic. Harman Kardon, cum puteți vedea, lemnul frumos, volanul frumos AMG, tot ce trebuie aici, parktronic, distronic, sistemul acesta frumos de pe ușă, care a fost inventat, am înțeles, de Mercedes, ca să îți bată căldurică în cefuliță atunci când conduci seara decapotat și ți este fric la căpuleț. Bam, frumos deschizi asta și stați să vă arăt. Și bam, aici cum puteți vedea ventilatoarele, cum puteți vedea frumos exteriorul, jantele frumos pe 19 AMG, pachet AMG exterior. Este extrem, incredibil, de vai de capul meu cât de cald e, Doamne Iisuse. Mergem până la Cat Music frumos să luăm biletele pentru Never See. Deci lăsați în comentarii cu cine mă văd la Never See sau la festivaluri. Cu cine ne vedem la multe evenimente cu nume de festival. Glumesc. Lăsați în comentarii acolo dacă veniți la Never See, dacă veniți la Untold. Ia să vedem unde se află Cat Music. Asta e 0.5 km, este aproape din câte mi-a zis, mă dorim o show-ul. Mergem acolo, nici nu știu de la cine trebuie să... 8 minute, uite, de la cine trebuie să iau biletele. Dar probabil ne împrietenim cu cineva pe acolo, pentru că oriunde mergem ne facem prieteni. Uite, Johnule. Mașina dispune de 170 de căluți, în comparație cu BMW-ul care avea puțin, mai puțin tel, plus că era mașina mult mai grea. 2.0 diesel sau 2.2, nici nu mă pricep. Eu când am văzut mașina asta doar
mi-a plăcut mandatatura cu ea, am făcut actele și mi-am văzut de drum cu ea, încă nici nu știam să o folosesc, știam doar că căutam maneta aici frumos ca să schimb vitezele, dar sincer, îmi pare rău că dezamăgesc fanii BMW, dar după ce am condus Mercedes, nu știu dacă o să mai conduc altceva după acest C Cabrio, pentru că este altceva când conduci un Mercedes. Adică cine a condus un Mercedes după ce a condus altceva poate să-mi dea dreptate, nu zic că celelalte sunt nașpa sau nu sunt mai bune, dar eu personal prefer de acum încolo doar Mercedesul. Bine, dacă îmi dai un Ferrari, un Bugatti, un Lamborghini, trec peste, dar dacă nu, eu îmi voi lua doar Mercedes, rămân abonezia. Ok, trebuie să mergem până la Cat Music, să vedem ce trebuie să facem ca să luăm biletele pentru Never See. Sincer, sper foarte mult să-l prind pe G-Eazy și să fac o poză cu el. I-am scris pe Instagram, dar probabil nu o să-mi răspundă niciodată, mă rog, mi-am încercat norocul. Pentru că așa mi-am încercat norocul și cu designer și se pare că mi-a răspuns și ne-am împrietenit. Deci, cine știe, poate mă împrietenesc și cu acest Liviu Todorescu al Repului din America, pentru că... Hop! Întoarțe-ne pe noi și noi ajungem ce motor. Scârți, John Lea! Ok, hai să vedem ce trebuie să face, trebuie să întoarcem. A, eram bine pe stradă aia, ce prost sunt. Nu știu pe cine mai încurcă Waze-ul, dar pe mine de multe ori, în loc să mă ajute, mi se pare că mă încurcă și că mă bagă în niște străzi și niște situații. Ia stai așa, și acum... Și acum știu să fac. Ia uite, știu un pic cât de prost este Waze-ul cu toată. Ah, ok, înainte. Mulțumesc, dacă aveam mașina acum în spate, mă claxona toți, ești nebun. Nu știu dacă ați văzut mulți, dar o să scot o piesă nouă în curând, se cheamă Balenciaga. O să vă las fix acum 5 secunde din piesă să auziți așa un pic adevărat, adevărăciune, frumusețe, cum se mai spune la piese. În buzunar îl am pe Blaga și în picioare Balenciaga. Dacă nu crezi am și dovada. Să zicem așa, am vreo 2 săptămâni maxim iese și piesa și clipul și Apple Music și pe Spotify și pe Taraf TV și pe unde vreți voi. Așa că stați cu ochii pe Instagram, mai avem 3 minute, aproape am ajuns. Răzvan filmează? Filmează. Bravo, Răzvan. Așa, să-i dați follow și Răzvan pe Instagram, o să-l las în, o să-l lasă el, de fapt, în descriere la mine pe YouTube. Să facă și el follow-uri acolo frumos. Opa, Polo face accident. Da. Rest, vara e vară, decapotabilă e decapotabilă. Eu trebuie să bag AdBlue pentru că nu prea mai am. Până să-mi ia BMW ăsta Mercedes-ul, nu știam ce folosește AdBlue-ul. Deci, ce să zic, bravo Lino. Am ajuns și la Cat Music, hai să-l vedem. Am luat biletele pentru Never See, Lino Golden, aici tot ce trebuie. Hai să mergem la studio. Îl sunăm și pe Killy să vedem de ce am băgat AdBlue și mi-arată încă în mașină că trebuie să bag AdBlue, deci nu mi se pare... Mă sperie un pic. Am fost la bancă, am rezolvat plățile pe ziua de azi, că așa face un băiat mare care se ocupă singur. Te rog frumos, du-te, bagă-te, haide, te rog, nu știu ce vrei să faci, dar ok, am înțeles, trebuie să te bagi aici, dacă știam nu te mai lăsam. Aproape am ajuns pe studio, suntem pe minunata stradă Lizeanu, la piesa lui Smiley. Stații la Lizeanu. Mergem la studio să mai lucrăm câte o piesă cu Chiuvelea, să mai vedem care e treaba pe net. Pare a lansat caliente, merge foarte bine. Ce pot să mai zic? Să mor de mai zic nimic. Ne vedem la studio. Să nu facem reclame negative la... Gata, suntem gata. Acum da. Ne-a aranjat un Chiuvelea stylistul nostru, da. Bam, ne-a dat aici, a făcut pe swag frumos. Frumos. Ciolpan vorbește la înălțime, ca de obicei. În italiană. Pizza! Pizza! Prosciutto. Face un vlog, am zis bine? Tutto. Face un vlog. Face un vlog. Face un vlog. Am zis bine? Da, da, da. Auguri, la mulți ani, nu? Auguri, Ciolpanos. Estoi. Signor Ciolpan. Estoi. 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 Ei sunt. Loro sono. Loro sono. Loro sono. Mi amici italiani. Mi amici italiani. Con mangiare pizza e pasta. For breakfast. Tutti i giorni, tutti i giorni. Tutti i giorni. Cine mai din Italia să lasă un comentariu pe YouTube, acolo să scrie... Vezi că e grav cu piesa ta în Italia. Da? Zic că e peste tot. Cum să zice mulțumesc?
Viamo, grazie mille. Grazie mille, viamo. Viamo. Italia, chiamami. Vi iubesc. Così chiamati io a cantare. Chiamatemi a cantare. Chiamatemi a cantare a Milano. A Torino. Torino. A Roma. A Roma. In tutta l'Italia. Tutta Italia. Pasta. Pasta, pizza. Mozzarella. Mozzarella. Ăsta a fost vlogul de azi, nu uitați să dați like, să vă abonați, să-mi dați follow pe Instagram, vă pup! În buzunar îl am pe Blaga și în picioare Balenciaga. Dacă nu crezi am și dovadă.